Fraților, bine ați venit la un nou podcast, din nou făcut în locație, în sensul că o să și mâncăm în podcastul ăsta, e 1:30. Suntem pe banii noștri, nu ne plătește nimeni. Da, eu la 4 trebuie să fiu acasă, da, trag încă un podcast la 4. Cu cine? Cu Top 8. Deci stai un pic. Vlogul pentru Kaufland e astăzi. Așa. Vineri, adică Top 8 e mâine. Duminică e ăsta. Am înțeles. Deci îl tai aici după mine, dar îl pui înaintea mea. Da. Okay. Astăzi o să fie un vlog foarte special, în sensul că Mariciu se căsătorește la anul. Da. A cerut-o pe Nesca. Știți că în vlogul tău, în podcastul trecut, ăla cu mine, nu ăla cu cei alți 10.000 de oameni pe care îl pune el în podcast, a zis că urmează să se întâmple ceva special la Webstock. Că e bine, s-a întâmplat chestia asta, am cerut-o pe Ionesca la podcast. Există și un vlog făcut. A venit Berica. A venit Berica. Ne punem noi. Așa, tu continuă acolo. Da, deci dacă nu știți cum a cerut-o Mariciu pe Ionesca, intrați în linkul din descriere pe canalul lui Mariciu. Presupun că e cel mai vizionat film al tău. No, am altele. Pe bune? Da. Mă așteptam să se ducă, să uită lumea la el, că era o chestie interesantă. Dar, pe de altă parte, cred că mă bucur că nu s-a dus atât de tare. Pentru că dacă se zicea cum s-a dus chestia atunci când i-am făcut de Crăciun o surpriză și am luat Apple Watch și l-am ascuns în pom și în pom de Crăciun și nu se aștepta și a avut o reacție funny și clipul ăla are 150.000 de vizualizări sau ceva de genul. Da. Dacă ajungea la atât de multă lume și ăsta, asta e o chestie puțin mai intimă, știi? Mai mult pentru comunitatea mea și pare că mulți n-ar fi înțeles faza și dacă m-ar fi hateat cineva acolo, că chiar îl căutam și îl băteam. Hateresc cum a hateresc la faza cu ceasul. Eu uite și pe prost asta ce reacție are, însă what the fuck, am dat delete. Da. Dacă mă hateresc la asta, pur și simplu îl căutam. Știi cum era? Nu știu cine ești, dar o să te caut și o să te... Așa. Da, deci, mă mărit. Din cauza că se căsătorește Mariciu, m-am gândit să facem podcastul ăsta numai despre nunți. El se căsătorește, eu am participat la vreo 300 de nunți. Am făcut un calcul. Când eram fotograf de nunți... Și lua bani, nu dădea. Da, asta înseamnă să fii mafiot. Așa că am foarte multă experiență. O să fie un podcast un pic mai nișat. Presupun că ăștia care nu se căsătoresc nu o să fie interesați. Poate o să auziți chestii funny, nu știu. Adică mă gândesc că sunt destule de povești funny din partea ta. Da, eu n-am da. Experiență atât de vastă, adică am fost la câteva nunți. Pentru cei care nu vor să audă despre nunți, o să pun la început chestia asta. Eu am fost cu Grisi pentru un weekend, două zile, dacă ați văzut pe Instagram poze în... Uite niște poze, să-i dați like. În insula Capri. Mi-am găsit cărticica Scurtă istorie a insulei Capri. Și aici am găsit o poveste care mi se pare fascinantă la început. Ia să auzi. Bineînțeles că nu m-am uitat unde e, așa că o să vă spun pur și simplu, trebuie să mi-aduc aminte care e împăratul, dacă văd împăratul. Un împărat roman, insula Capri nu a fost întotdeauna o insulă. Înainte era o peninsulă legată de Italia. Și după ultima eră glaciară, treburile s-au topit, pământurile s-au mișcat, știu și eu ce s-a întâmplat și a devenit insulă. Așa. Asta înseamnă, din cauza că ea nu a fost întotdeauna insulă, că pe vremuri puteai să mergi pe jos până la ea. Din cauza asta, dinozaurii au putut să ajungă acolo. Da. Și atunci împăratul, o să zic Octavian, că nu mai am răbdare să caut în cartea asta. Să zic, dinozaurii n-aveau bărci? Ai momentele alea în care se zice, aoleu, de asta fac eu podcast-ul cu Top 8 și atenție cad mi-a arătat asta. O secundă, atât, îi vezi că e bine. Da, frate, deci din cauza asta, când s-a dus împăratul ăsta roman, cred că era Octavian, dar nu mai știu, pe insulă, și a construit acolo un castel și a făcut niște săpături și a dat de oase de dinozauri. Asta se întâmpla acum 2000 de ani, sau știi? Da. Când dracu știe că noi știm de la 1850 că existau dinozauri. Da. Deci ce crezi că a crezut el? Că sunt oamenii mei, Dumnezeu. Da, că sunt foștii giganți care s-au luptat acolo, creaturi fantastice, chestii din miturile romane. Toată lumea știe că mai în Dacia exista și... Omul ăsta a scos toate oasele din pământ și le-a pus în castelul lui, le-a aranjat într-un fel exotic și avea o cameră de ciudățenii și curiozități
de uriași și de chestii în castelul lui de acum 2000 de ani. Mi se pare așa de interesant. Adică, într-un fel, noi, faptul că știm că sunt dinozauri, e frumos, dar să dai peste așa ceva, să nu știi ce e. Exact, exact, exact. Îți explodează mintea. Nu? Ai cumva, faptul că noi știm asta ne limitează gândirea. Ok, sunt dinozauri, what the fuck, știi? Da, da, da. Dar când te doi să, să poate să fie orice, să da. Fie, fuck, e gigantul ăla Dumnezeu, din mitul, nu știu care. Oasele lui Dumnezeu. Da, da, da. Știi? Ei credeau în, nu erau, în ce, cât? În zei credeau. În, în zei credeau. Nu în Dumnezeu, în zei. În, în ce an era asta? Nu știu, la început, aproape pe lângă, pe lângă când era Hristos. Pe lângă, a, deci da, nu credeam în el, încă, nu, încă nu-i pe Iarise. Da, da, încă nu era. Să credem în el, așa. Da, asta a fost povestea. Și acum, întorcându-ne la nunți... Băi, întrebare, camera aia, adică, nu mai există bănuiesc, clar, nu? Sau, care? Nu, nu mai există, nu. Pastor, ce s-o fi întâmplat? Augustus, da. Războaie, chestii... 14, în 14 jafuri. După Hristos. Deci avea Hristos 14 ani, sau murise de 14 ani, n-am înțeles niciodată chestia. Ad înseamnă... Anno Domini, anul, anul lui Dumnezeu. Deci avea... 14 ani. Cool, foarte tare. Da. Mă, ce tare este. Tot timpul vii gâdea asta niște. Palatul Oa Mare. Dar scurios, unde sunt oasele alea acum, știi? Sau unde sunt ciudățenile alea? S-au descoperit. Deci asta aici, de-aia începe cartea cu istoria, o începe cu ce s-a descoperit aici și s-au descoperit oase de dinozaur în Capri. Știi? Și la noi, dacă vă duceți, am putea să facem la un moment dat o plimbare la muzeu. Podcast plimbare, dacă... Da, am... unde? Dacă e muzeu. E muzeu de lângă, la, de lângă Antipa, muzeu de geologie. Da, unde au depozitat aia mamutul radioactiv. Nu știu. Cine nebunea cu... Tolontan a scris un articol că ăștia depozitase nu știu ce oase da, de da, așa da. Și că erau super radioactive. Da. Și de fapt, la eu nu erau super radioactive. Era da, 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 asta era în timp ce erau protestele. Da, 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 a fost așa o manevră. Nu știu dacă a fost premeditată sau pur și simplu din pură necunoștință, da. E, oricum, la Muzeul de Geologie ăștia au la etaj dinozauri din România. Și hărți cu România acum 2 miliarde de ani, acum 3 miliarde de ani, acum 4 miliarde. Și în țara noastră, aici, am fi fost sub ape. Era un, era un ocean mare, cred că eram la 40 de metri sub apă acum, dacă ne uitam în sus, pe aici pluteau peștișori așa, chiar pe aici erau blup, 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 știi? Din cauza asta, România nu are dinozauri așa de mulți. În loc și de... noi, sunt mulți profesori, rectori de ăștia pe la ASE, pe la... care... E funny că sunt pe aici, între noi. Ah, nu m-am gândit la asta. Nu știi glumea cu dinozauri, care nu vor să părăsească... Bă, dar chiar sunt bătrâni ăștia. Nu, 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 nu. Nu, nu? Nu, nu-i politicos. Da. E, oricum, sunt hărțile astea în care e trasată România ca să-ți dai seama cam pe unde ar fi. Și de fapt e multă apă și o insulă, se numea Insula Hațegului. Și din cauza că exista o singură insulă în România, România era o insulă mică. Da. Din cauza asta, cu cât e teritoriul mai mic, cu atât e mai puțină mâncare pe el. Aha. Și de obicei se, se dezvoltă animale insulare, pitice. A, am vorbit despre asta, nu știu dacă am și vorbit în podcast sau chiar am vorbit doar de noi doi. Nu mai țin minte. Dar oricum, sunt, sunt dinozauri românești pitici. Sunt aceiași dinozauri, dar mai mici. Pentru că se adaptau condițiilor de hrană, cumva. Da. Nu aveau cum să se dezvolte, pentru că nu aveau... Nu aveau suficientă carne, nu era nimic de vânat pe aici, prea mult. E, și din cauza asta sunt dinozauri ăștia care sunt puși acolo la etajul 1, la Muzeul de Geologie. Trebuie să mergem, mamă, ce tare, dar trebuie să plătim taxa. Și aia au un nume, știi? De filmare. Numele sunt geniale. De exemplu, e unul Gabriel Iliescu, care e, sau parcă Gabriel Iliescu, care a... sigur nu e Ion Iliescu dinozaurul. Nu, dinozaurul este Iliescus dinozaurul. Cât de tare! Da. Asta trebuie să postezi. Mamă, dacă nu e 1000 de like-uri cu asta. Și e poză, e poză cu Gabriel Iliescu cum a scos osul, știi, cât din pământ și l-a descoperit. A, și dădea numele lui, cum ai da, 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 dădea numele. Ce tare asta. Mamă, deci mergem. Da, da, da. Deci thumbs up dacă vrei să mergem la următorul podcast să fie din muzeu. Din Muzeul de Geologie. Și facem un cont ăsta deschis în care puteți să donați ca să putem plăti taxa aia video. Cât e taxa? 50 de lei sau ceva. Ah, da, da. Nu, ele și-o merg, înțelegeți-mi. Nu știu chiar și-o merg, da. Să nu fie sute de lei. Așa. Da, deci acum am terminat partea de entertaining. Foarte interesantă. Hai să vorbim de nunți. Nunți, frate. Deci din 2008 până în 2016, că am mai fost și anul trecut un pic, am fost la nunți. Așa. Și... ce pot să-ți zic e, în primul rând,
când te gândești la nunta ta, greșeala pe care o face toată lumea, aproape toată lumea, e că se gândește cum să fiu eu mai original și să îmi impresionez prietenii. Și asta chiar fac acum cu Georgiana, e că dezvoltăm planuri diabolice ce să facem, da, să iasă house. Dar noi nu vrem să vrem să fim originali, dar să facem Caterinca. Vrem să ne distrăm la nunta noastră, dar să fie Caterinca. Tocmai asta e. Mie mi se pare că ăsta este un punct de pornire greșit, pentru că nu pentru asta e nunta. Știu că e ciudat să te gândești așa, așa. Dar am fost la foarte multe nunți, la care foarte multe, deci cred că jumătate dintre ele, în care părinții se ceartă cu copiii care se căsătoresc pentru că, de exemplu, mirele nu vrea să facă nu știu ce obicei. Ah, la noi nu-i cazul, slavă Domnului. Dar spune, poate ajută pe alții. Până la noi nu-i cazul. Adică maică-mea nu se implică, vorbesc rar cu mama, suntem dubioși. Iar părinții Georgianei, Ionescăi, sunt fucking awesome, adică sunt... Oamenii sunt deschiși la toate tâmpenirile noastre, inclusiv și nașii, am vorbit și cu ei, că o să avem două perechi de nași. Și oamenii erau, nu vine să cred că faceți asta, facem, nu vine să cred că faceți asta, facem. Toată lumea da, știe da. Că, na, adică, cumva așteptările sunt acolo, poate că nu știu cât de diluc sunt eu. Poate nu se aplică la tine, dar în cazul multora, ăștia se ceartă cu părinții din cauza asta și, după părerea mea, din cum mi-am organizat și eu nunta, nunta este mai mult pentru invitați decât pentru tine. Păi da, e un spectacol pentru ei, până la urmă, se distreze. Da. Adică, de exemplu, eu vreau să, tortul mie, vreau să fie un tort făcut în formă de burgeraș și mărturiile, adică la noi la nuntă va fi foarte multă mâncare și mărturiile vor fi colebil și trei fermen. Nice! Da! Nice, dar nu mai da din casă. Ah, dar sunt foarte multe, da? Băi, care că facă, faceți unul nunta și ne făreați planurile venind după voi. După părerea mea, nunta nu e numai nunta mea, n-a fost numai a mea. A fost și nunta lui maică mea și nunta părinților lui Grisi. Mm-hmm. Asta pentru că e un eveniment foarte important pentru părinți. Da. Și am o familie atât de numeroasă. Sfatul meu, dacă nu aveți necazuri sau dacă nu sunteți certați cu ei în vreun fel, sau îi faceți o mare bucurie după ce vă luați, după ce mi-am luat eu costumul de mire, am sunat-o pe maică mea. Bă, uite, mi-am luat costumul. E atât, știi? O faci să se simtă implicată. Tu știi cât de mult o încălzește chestia asta cu ea? Uite, mă, m-a sunat să-mi spună ce a făcut, sau știi? Aha. Uite cum o să fie. Și pe urmă, părinții voștri, că presupun că nu se uită oameni chiar așa de bătrâni ca au copii care se căsătoresc la podcastul sunt ăsta. Sunt șanse destul de mari. Oricum. Pentru că tu, în general, fiți atenți cum se pupă în cur. Tu, în general, ești un om foarte mișto și crezi conținut. Vezi, te întrerup pe Dumnezeu. Crezi un tip de conținut care este consumabil și de către audiențe cu vârste mai... Da, da. Și dai. Unde eram? La mașină, părinți, poliție. Părinți, la părinți, da. Așa. Da, că ziceai că bănuiesc că nu sunt părinți care să... Da. Acum, părinții au și ei invitați pe care ar dori să-i cheme. Da. Altă chestie pe care am văzut-o la multe nunți este că tinerii s-au certat cu părinții pentru că nu i-au lăsat să invite pe toată lumea. Iar dacă tu trebuie să te cerți cu maică-ta sau cu taică-tu ca să-ți faci nunta, e o greșeală din start. Sunt total de acord. Este și nunta lor, e bucuria lor și a ta și datoria ta este să treci prin chestia asta decent, frumos și să îi mulțumești pe ei. Nu să arăți cât de original ești sau să o faci pe plajă și să o necăjești. Și trebuie să te gândești la toți oamenii care vin. De exemplu, la mine a venit bunica mea, 80 de ani. Sfatul meu numărul 1 pentru toate nunțile, fă-o de zi. Eu mi-am făcut nunta de la 5 seara la 12 noaptea. La 7 a apus soarele, cam atunci am dansat noi, până atunci s-au dat aperitivele, s-a întunecat, știi? Uh-huh. Dar, pentru toți bătrânii ăștia, nimeni nu o să plece. La câte nunți te-ai dus din obligație? Sau din, bă, trebuie să mă duc la aia, sau știi? Nu am văzut la nunte, da. E, lumea vine, lumea se duce acolo din obligație sau... E, și majoritatea oamenilor, după ce s-au dat sarmalele, așteaptă să vină friptura și tortul. Mai sunt prietenii apropiați ai cuplului care dansează, sunt aceiași 20 de oameni din 150 care dansează pe ringul ăla, restul stau la masă și le e rușine să plece prea devreme, că n-a plecat nimeni, că nu știu ce, știi? E, tu trebuie să le dai ocazia să se întoarcă acasă la o oră rezonabilă și a doua zi să nu fie distruși. Mulțumim. Să nu ajungă duminică la 6 dimineața acasă. Mulțumim. Stă bună. Mulțumim frumos.
Oare plăcere, asta bună? Șorbițele perișoare. Cu idei iute. Atunci, să vedeți ce bună e. Minunat. Ca orice film românesc care se respectă, avem elementul... Elementul șorbiței. Păi ce, tu zici o chestie interesantă aici. Deci multă lume, ăștia să, de 40 de ani, eu să le, de ani. Cumva o să le ofer celor pe care îi invit la nuntă un teaser, ca să-și dea seama la ce se așteaptă. Da. Și o să le zic, băi, nu e nicio supărare dacă nu vrei să vii la nuntă. Deci eu o să invit, chiar o să invit multă lume, mulți apropiați, să le zic, dacă vrei să fii, dacă îți face plăcere. Nu e supărare, Doamne ferește, nu fac nunta pentru bani, nu fac... Zic doar, mi-ar plăcea să vii la noi la nuntă. Exact asta zic, știi? Corect. Acum, vedem, știi cine vine. Eu nu vreau să fie nicio obligație pentru nimeni. Uite, bun insight-ul ăsta, că sunt foarte mulți oameni care probabil zic, mamă, nu mai aduce tortul ăla odată. L-a adus pe Ștefan Bănică Junior, pleacă, bro, de lasă să aducă sarmalele. Da. Știi? Înțeleg ce zici tu acolo, are logică, e bun insight-ul ăsta. Sper să vin cu carnețelul să iau notițe. Păi ai podcast. Tu crezi că mă uit la podcast? Mă zi, uite! Îl văd odată, acum, live. Zici că mai mă uit, dar mă uit pe serite așa. A, eu nu mă uit. Da, și ziceam că eu o să invit și dacă vrei să vii, bine, dacă nu, nu mă supăr și aia ești. Adică chiar vreau să fie un podcast, auzi, o nuntă de tip podcast, o nuntă pentru oamenii care vor să fie acolo și care vor să asiste la tot haosul ăla care se va desfășura, știi? Da, da, bine, poți face asta, asta nu înseamnă că lumea nu o să vină totuși, chiar dacă... Da, nu știu, da, e adevărat, ai dreptate și tu și mi se pare că, da, oricum, eu zic așa, în general, ce am văzut la nunți, nu neapărat, știi, da. Tu iei ce-ți crezi că ți s-ar potrivi. Nunta de zi mi se pare cea mai decentă pentru că, uite, așa de aproape întotdeauna, adică nu e o raritate, sunt bătrâni, rude, apropiate, veri, bunici, de-astea, știi, de-ai așa. Părinților, care se târăsc pur și simplu la 4 dimineața de pe scaunele alea și au o privire așa de posacă, zici că le-a căzut cerul în cap, știi? Mm. Și ți-e milă de ei că au stat atâta și... Da, cu... da, înțeleg chestia asta. Da, nu cred că apoi... va fi cazul, adică poate din partea georgianei să fie mai mulți, să fie mulți, să fie câțiva oameni mai vârstă, din partea familiei mele nu prea sunt. Pentru că au o familie mai ciudățică, așa nu cred că vor veni, e că în afară de frații mei cu familiile lor, copii, neveste, mama... Da. Nu prea voi avea, știi? Pentru că eu nu mai am bunici. Au scăpat de o mistere. Au scăpat de... Da. Din partea georgiană, că mai are un bunic, care e super tare, și o bunică. Bunicul e din Vaslui. Bunicul are antrenament pe vinișor, pe viață, pe d-astea, e ok. Da, să fie interesant, nu știu. Sunt foarte bune regulile pe care le spui tu aici, adică regulile, insight-urile astea, că poate mie nu mi se aplică, dar poate li se aplică lor. Da, da. E bun asta, să începem. Altă chestie pe care o face lumea la nunți, aduc sarea, bagă. Este că vrea să epateze. Vrea să... Wow, ce iute e ardeiul ăsta, fucking fin. Ok, nu trebuia să iau ardeiul ăsta, e foarte iute. O, Doamne ajută, dar avea că vei ți-l lua palmă, că eu sunt obsedat de ardeiuți. No. Adică pentru ardei iute trăiesc. E, altă chestie pe care vrea să facă lumea la nunți, să epateze. Să impresioneze cumva cu ceva. Eu cred că sunt puțin în categoria asta, pentru că eu vreau să fie super fun, eu vreau să mă distrez, știi? Da. Dar e posibil ca lumea să perceapă chestia asta, că iau-te-l pe ăsta ce a făcut. Nu o să-l aduc pe Ștefan Bănică Junior sau pe The Weeknd la nuntă, știi? Că dacă vreau să... Dar vreau să fac niște chestii să ne distrăm, știi? Ok, asta e altceva, să te distrezi. Unii oameni vor să impresioneze pur și simplu. Prin opulența ochii de mireasă, prin chestiile astea, da. Nu? A, aici nu va fi. Așa, e posibil să nu vrei să impresionezi, dar să te păcălească ăștia la târgul de nunți, cumva. Și atunci, când tu alegi ce să faci pentru nunta ta, e o întrebare esențială pe care trebuie să ți-o pui. O să observe cineva că lipsește chestia asta? Când te duci să vezi ce poți să-ți iei de la nuntă, pune-ți întotdeauna întrebarea asta. De exemplu, o să observe cineva că n-ai ajuns cu limuzina sau cu mașina vintage în fața restaurantului? Nu. Dacă nu, de ce să cheltuiești 600 de euro pe asta? E pentru pozele lor de album. O să observe cineva că nu ai candy bar? O să observe cineva că nu ai... Deci toate chestiile astea sunt opționale, știi? Mm-hmm. Și pe urmă, de fiecare dată când alegi ceva pentru nuntă, gândește-te nu cum o să reacționeze oamenii de la nuntă, ci dacă o să le facă lor plăcere să vadă asta
Și din experiența lor, nu din cât de bine arăți tu făcând asta. Ăsta e cel mai frumos lucru. Dacă ai grijă de invitații tăi și dacă ți-ai ales lucrurile pentru nuntă ca să le facă lor plăcere. După care, biserică. E frumos gândul ăsta. E foarte frumos gândul ăsta. Să fie o nuntă pentru invitați. E... Da. E greu, știi că până la urmă e o chestie de sărbătoare. De obicei nuntă-i pentru miras. E seara ei în care ea trebuie să strălucească, să fie fericită, știi? Visa la momentul ăsta. Noi bărbații nu prea visăm atât de mult la nuntă, wow, cum va fi. Acum eu visez la ea pentru că cumva sunt în același mut cu Ionesca și ne dăm seama că chiar o să fie super fun și mă entuziasmează chestia asta. Unul dintre nași chiar ne-a zis că tu, Mariane, nu te băga, ascultă-mă, o să ai o viață liniștită, dacă nu te bagi în organizare, las-o pe ea pentru că este momentul ei. Și Ionesca a zis că poate să fie o, it's a trap, știi, poate să fie o capcană. I-a zis că nu, ea vrea să fie super fun, adică să ne este. Da, dar depinde, vezi ce așteptări ai de la nuntă, pentru că tu ești mirele. Așa. Se presupune că o să ai un anumit comportament. Tocmai de-aia, nunta nu este, după părerea mea, altă chestie, nu e ca să se distreze cuplul, știi? De exemplu, tu nu poți să bei la nunta ta. Sau nu mai vrei nicio nuntă, ce e asta? Tu nu poți să bei excesiv, bei o bere, sau știi? O bere. După care, imaginează-ți că tu ești acolo să ai grijă de lume. De exemplu, după biserică, te duci la restaurant, o să stai în față, până au venit toți invitații. O să ciocnești cu ei, vă mulțumesc că ați venit. Nu neapărat, avem o altă idee pentru asta, dar așa, continuă. Da, așa e, adică oricum, în orice caz, tu trebuie să stai să discuți cu lumea, să bagi în seamă, să fii politic, o să ai grijă de ăia de alte vârste, să știi? Știu foarte bine ce zici, pentru că la ultima nuntă la care am fost, m-am simțit foarte bine pentru că mirele și mireasa n-au băgat în seamă, au venit, au dansat cu noi, știi? Da. Cu despre de alte nunți în care săracii erau zăpăciți și n-aveau timp de toată lumea, ăștia și-au făcut timp pentru toată lumea. Și chiar i-a mai rămas așa cu un vibe bun, știi? Da, asta o să-ți consume energia, știi? Adică nu e... Da, da. E, oricum, biserica, hai să o luăm la rând așa. Așa. Biserica ideală. Ideal este să nu fie biserică. Să-ți faci slujba într-o pajiște sau în grădina restaurantului. Dacă ți alegi un restaurant din afara Bucureștiului sau din afara orașului în care sunteți voi, nu e o idee asta, eu zic. Poți să-ți faci slujba pe o pajiște, să chemi un preot acolo. Asta înseamnă că poți să-ți organizezi tu cum vrei. De exemplu, poate să aibă toată lumea scaune pe care să stea. De obicei, într-o biserică, mai ales la nuntă, lumea stă exact în ceafa miresei să vadă ce se întâmplă. Știi? După care, de obicei, într-o biserică la o nuntă, mirele și mireasa stau cu spatele, preotul stă cu fața. Tu nu vezi decât ceafa lor și fața preotului. Dar dacă ți-o faci pe pajiște, poți să stați învârtiți, să vă uitați voi la invitați și ei la voi. Să stea preotul cu spatele. Și atunci se iasă mult mai bine treaba asta, știi? Dacă alegi să faci cununia religioasă la o biserică din București sau din orice oraș în care ești, ai grijă să fie locuri de parcare în fața bisericii. După care, dacă vrei să iasă pozele bine, întreabă câți preoți slujesc în biserica aia. Pentru că se întâmplă uneori să fie, mai ales la bisericile astea din centru, să fie 4 preoți, 6 preoți, am văzut toată și 8 preoți. Și toți să citească câte o frază din Evanghelie și să facă slujba. Cu cât sunt mai mulți preoți, cu atât nu mai are ăla cum să vă facă poze. Că e aglomerat în spate, sunt mulți preoți în față și o să fie câteva pozulici acolo, că sunt toți... Tu îți dai seama cât costă să ai atât de mulți preoți? Că oricum am zis că sunt niște scoruri de te doare capul, știi? Să ai 8? Poate să fie 4.000 de lei slujba. Și pe pajiște cât e? Îți cumperi o pajiște de bani ăștia? Pe pajiște e 1.500 de lei. Dar trebuie să te duci în locuri anume, știi? Dar dacă îți faci în afara Bucureștiului, la Corț sau în orice local din ăsta în sate, are el un preot care... Preotul delivery, știi? Da, da, da. Am înțeles. Băi, am fost la o nuntă pe plajă și nunta a fost, adică ceremonia religioasă a fost pe plajă, a fost pe șmecher. Da, cred. Super vibe, știi? Da, am văzut, n-ai făcut vlog. Da. Tu ai văzut, ei n-au văzut, sigur n-au văzut. Dar n-ai făcut, n-ai filmat nunta, dracu, ai filmat numai... Păi da, ce filmam, ce zicea preot? Nu știu, acolo. Am filmat așa de mood, cu drona, frumos, alea, nu că-mi fac reclamă să intrezi la mine pe canal. În Vama Veche. Nu, la 2 mai. Aia, la 2 mai, da? Da. Localul se numește Agva Marin sau ceva de genul, e... Wow, a fost de departe, cea mai
frumoasă nuntă la care am fost. Nu neapărat cea mai, la care m-am distrat cel mai mult, dar asta a fost frumoasă, frate. Nuntă frumoasă, cu bun gust, știi? Tipa este colega mea și se ocupă, e șefa departamentului de BTL, care face evenimente. Ea a făcut nunta pentru un ăsta, o organizator de nunți. Dar zis, mă, că ea a ales totul și arăt, bă, a fost, nu a fost multă mâncare, băutura a fost bună. Era un open bar, așa, open food bar cu tot felul de snacks-uri și astea. Foarte bine. Da. Altă chestie. La început, de dimineață. Poate că părinții voștri vor să facă niște obiceiuri. De exemplu, ia-ți mirea să ziua bună sau bărbieritul mirelui sau niște chestii de-astea. Voi întrebați-vă, sunteți la voi acasă. Cât vă costă? Cât vă ia chestia asta? Vă ia 5 minute. De ce să vă certați cu părinții când poți să stai 5 minute dracului pe scaun și să-i faci plăcerea? Eu am făcut chestia asta, o vezi pe maică ta cum plânge de bucurie sau de, știi? În loc să-i spui că astea sunt tradiții învechite sau nu știu ce, gândește-te că este și nunta ei, e un eveniment foarte important pentru mama ta sau pentru tatăl tău sau pentru, se mărită copilul, se căsătorește copilul, știi? Stai, dracu, 5 minute să pună melodia aia, să ia-ți mireasă ziua bună, nu știu ce, să cântați și voi și să vezi ce bucuroasă e. Chestia asta mi se pare cu duși întors, știi? Wow! De ce? Șnițelul la... La mine, șnițelul și ceapa la... Eu sunt cu ceafa! Mulțumesc! Mulțumim! Foarte bună! Cum a fost șerbița? Foarte bună, foarte bună, mulțumim! De manual! Ziceam că mie mi se pare chestia asta... Îți dau și dreptate, dar nu îți dau și dreptate în același timp. Pentru că eu înțeleg ce zici tu. Da, e despre familie, vrei să împaci pe toată lumea. Nunta n-ar trebui să fie un pretext de ceartă în familie. Absolut sunt de acord. Da. Și nu-ți trebuie să faci niște mici sacrificii, să lași de la tine ca să fie totul bine. Da. Dar în același timp, nu vreau să fie doar despre ei. Adică dacă ei vor să facă... Am fost la o nuntă de moldoveni de peste Prut, la un moment dat, și frate... Era o reclamă la Altex la un moment dat în care era și nașul mare dă un laptop, nașul mic dă un calculator ca să nu se mai plece de acasă. O aberație, adică reclama era funny. Ideea e că chestia asta am pățit-o la nunta aia în care oamenii au început să aducă mașina de spălat pe ringul de dans, i-au pus mirese, o pătură pe cap. Au venit cu casetofoane. Bă, era... Cu casetofoane? Ai fost la unul în anii 80? Cu CD. E un MP3. Ideea e că era dubios, știi? Adică oricât de mult ajează în parc pe toată lumea, adică vine careva cu o chestie super dubioasă, sau aia cu jartiera, sau... Am o soluție pentru asta. What the fuck, știi? What the fuck? Adică n-aș face chestia asta neam. Poate să se pună mama în cap să facă breakdance, că n-aș face chestia asta, știi? Adică trebuie să existe un echilibru între să fie și ei fericiți, să fiu și eu fericit. Dacă eu luat o razna pe câmpii, asta la vista, baby, știi? Deci eu am o soluție pentru asta. Când te căsătorești, aduni familiile la o masă mare. Da. Părinții ei, părinții tăi, da. Bunicii ei, bunicii tăi. Așa. Și după care le zici, băi, asta e nunta noastră, dar înțelegem că este un eveniment foarte important și pentru voi. Că e o bucurie, e o împlinire, simți că așa. Da. Așa că nu vrem să vă necăjim. Dar nu vrem nici nu putem să facem absolut tot ce și-ar dori toată lumea de la masa asta. Să setez așteptările. Așa că fiecare dintre voi poate să ceară trei lucruri. De exemplu, soacră mea a cerut prăjiturele la finalul nunții, să se dea, că așa se dea un baia mare, nu mai țin minte. Maica mea vrea să dea țuică, așa că am dat și prăjiturele și țuică. Era o țuică din 86 de când m-am născut. Simpatic. Știi? Da. Pe care o păstrase bunica mi-e un butoi, știi? Ideea este că fiecare dintre ăștia care sunt importanți la nuntă să se gândească și să aleagă trei chestii. Și când li s-a terminat, ei au înțeles, pentru că le-ai spus de la început chestia asta. Și nu, băi, nu pot să fac și hora aia
să iau și nu știu ce chestie să mă îmbrac și știi, adică dacă tu... Dar poate că totuși ar trebui, e bună asta cu să impui niște, un număr de, da, de dorințe de astea, dar e bine să setezi totuși niște granițe. Da. Ce? Că poate dacă au chestii mai dubioase, adică să faci tu o listă înainte cu chestii pe care nu mai vrei să le faci. Și da, înainte să le zici, aveți dreptul la trei de-astea, dorințe, zici, băi, noi mai întâi de toate, printre astea trei, să nu fie A, B, C, D, știi? După aia, have fun. Adică... 8 secunde. 6 secunde. 5 secunde. Mă, pot să beau. Ne-am întors. Da, ne-am întors. E bună chestia asta, e foarte bine. E bine să-i înțelepți deștea pe lângă tine ca să ai avea așa. Ia zi, next. Alte chestii. Ponturi de-astea ca să distrezi invitații. Una dintre cele mai eficiente chestii de la anunț, după părerea mea, e caricaturistul. N-am fost la niciunul. Sunt rare anunțele cu caricaturist. Așa. Tu vrei să dai mărturii la final, știi? Uh-huh. Gândește-te așa, toate mărturiile pe care le primește lumea, bombonelele, mini bibelourile, nu știu ce, ori le aruncă, ori le pune undeva. E, dacă ți-ai un caricaturist profesionist, care te face haios și îndrept în colțul ăla e... Mirele și Mireasa. Mirele și Mireasa, nu știu ce, știi? E, s-a făcut coadă, întotdeauna se face coadă la caricaturist. Și după care ăștia care nu dansează, care ori nu dansează că nu le place, ori sunt mai bătrâni și n-au chef sau nu le place muzica aia, întotdeauna o să stea la caricaturi și formă o să râdă de caricatura prietenului lui, o să aibă ce discuta afară. Deci crezi un entertainment și pentru cei care nu sunt clasic pe entertainment, dans și... Da. Aha. Deci caricaturistul niciodată n-a dat greș, indiferent de nuntă, de ăla e... E bună ideea. Alta, da, asta e pentru tine. Așa. Filme cu Ionesca. Cum ai dat? Poți să regizezi un filmuleț, să-l pui la nuntă. Oh. Știi? Oh. Cum v-ați întâlnit, chestii de-astea. E puțin cam cheesy. Da? Da. Mai bune, adică pentru voi poate funcționează. Da, e bună chestia asta, paleta de entertainment, știi, de la nuntă. De exemplu, la ultima nuntă la care am fost, a fost un fel de România au talent. A fost Valentin Luca, barmanul. Cine e asta? Eu, multiplu campion mondial la bartending, sau cum se zice. Există asta? Băieții care fac cu sticlele și jonglează și nu știu ce și, știi? Am văzut și vlogul ăsta. Exact. Deci a fost tipul ăsta, a fost Vlad Grigorescu, care e, na, mentalist magician. Uh-huh. A fost și Cristina, nu știu cum o cheamă, a fost la Vocea României, era tipa care cânta în formația Activ, mi se pare. Sau, o știu. Sau, vino lângă mine, știu că vrei. Da, nu mai știu, cânta la un moment dat, dar nu mai știu în ce formație. Mai că a avut mai multe, a avut și DJ, mă rog, a băgat tot noaptea când, da? Da. A avut și fotobut, unde și-au făcut oamenii poze. Și asta e, dar mai mișto e caricaturistul, știi? E mai elegant față de chestia. Da. Da, e. Cea mai grețoasă chestie de la anunț mi se pare magneții aia. Nu dau magnez la sfârșitul nunții, frate. Poze cu ei? Să-ți pui pe frigider rahaturi ca ultimele gospodine care colecționează nu știu ce căcat pe frigider. Își fac așa acolo trofeul lor de excursii și de tristețea vieții noastre. Eu am așa ceva pe frigider. Și eu am așa ceva. De la evenimentele la care merg cu, ca blogger și... Am câteva cu persoanele care îmi sunt dragi, știi? Și amintesc. Da, și eu am, dar zic așa, că mi se pare, îi dai ceva pentru frigider, omul îi dă-o dracu de treabă. Știi, eu am, adică nu sunt de acord chiar dacă am, eu am frigiderul plin de căcaturile astea. Dar iară, mi se pare o chestie gen cucoană, așa, știi, de gen tanti care își pune pe frigider, știi? Frigiderul e punctul central al vieții apartamentului ăla, sau știi? Da. Eu aș da și o sticlă de Jack. Mare. Da? De un litru jumate. Tuturor? Mă gândesc. Păi cât poți cheltuiești pe nuntea asta? Sunt doar niște idei. Vedem după aia. Mai întâi vin ideile. După aia le bugetăm.
și începem să tăiem, știi? Până ajungem, nu știu, la bere, la pahar și... În loc de sticle de Jack, am luat această doză de Tuborg. Momentul sponsorului. Da. Multă lume mi-a zis să nu cumva să ajung să fac bartere cu brandurile. Pentru nunta ta? Da, dintr-o dată. Aduc whisky de la Jack Daniel's și Jack Daniel's îmi dea... Și o să vorbesc despre Jack Daniel's. Dar nu o să faci vlog de la nunta ta? Păi, tu de ce crezi că te invit la nunta mea? Să-mi faci tu vlogul de acolo. Glumesc cu gestia. Nu, o să... Cred că o să ai câțiva, poate chiar un fotograful, videograful oficial să dea câteva secvențe pe care să le montez eu a doua zi. Dar voi avea o cameră mică cu care mă voi filma din când în când. Da, clar o să fac vlog de la nunta mea, dar nu o să fiu numai vlog de la nunta mea. Îți iei un GoPro și în timp ce te în timp ce preotul acolo tu ești... Selfie! Ce vreau să zic? Ah, dar eu nu văd o problemă. De exemplu, la mine la nuntă 100% va fi șoterie. Ai băut până acum șoterie? Da. Sunt niște prieteni foarte buni de ei mei. Și totdeauna i-am promovat gratis pentru că îmi sunt super tare și sunt super tare. Adică șoteria chiar e un loc super tare în București. Da. Și ei au și această șoterie mobilă. Aduc, vin cu barul mobil și fac super show, adică vreau foarte să da. Pe ei o să vină. Mai am anumite branduri care nu sunt neapărat branduri pe care le vezi la TV, niște branduri din popor, așa să zic, care, pe care o să le vreau la nuntă, știi? Dar cumva chestiile astea mă reprezintă pe mine, ne reprezintă pe mine și pe Georgiana. Și da. Nu o să o facem ca să le facem la o reclamă, cât o facem pentru noi, pentru că ne sunt aproape și le consumăm și ne face plăcere să le consumăm, știi? Și da. O chestie care nu face parte din manualul nostru de brand. Da, 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 da. Și nu am niciun caz nu mă gândesc să le cer bani brandurilor respective să vină la mine în anuntă sau ceva de genul, Doamne ferește, nu, dar mi-ar face plăcere. Dar dacă vin și nu trebuie să plătești... Nu neapărat, adică eu chiar nu mă gândesc la partea asta financiară. Nu că sunt bogat sau ceva. Bă, da, e scumpă rău nunta, să știi. Pe da, zic că mai întâi bugetez și după aia încep să tai. Adică eu inclusiv la naș, n-aș vrea să dea decât chestia aia de biserică, aia simbolică sau ceva de genul. Eu chiar nu vreau să fie percepută nunta ca fiind o nuntă făcută pentru bani, știi? Da, nu ne gândim la chestia asta, pentru noi nunta e o chestie care trebuia să se întâmple la un moment dat. Da. Și nu e un pas important pentru noi, nu pentru portofelul nostru, știi? Da, corect, corect. Și în niciun caz nu mă gândesc la chestia asta. Da. Da, dacă un naș are un gând să aducă un artist pentru că îi place, îi face lui plăcere și îl aduce pe... Dar câți naș ai? Doi? Două perechi. Unii din partea mea și unii din partea Georgianei. Georgiana avea de mult nașul ăsta. A zis de când a văzut-o, când era mică, a zis o să fiu nașul tău, știi? A, drăguț, din familie. Și e prieten foarte mult cu familia Georgianei și n-avea cum să nu fie. Adică... Și am vorbit și cu nașul ăsta al meu, care de fapt e naș comun, pentru că el ne-a ales pe noi, ne-a zis, făceam un live pe Facebook și ne-a zis, bă, apoi de multe, vă spun nașul vostru. Nu spune că e un abonat. Nu e un abonat, e un prieten bun, care ne urmărește, dar e un prieten foarte bun. Ar fi fost așa de comis să fie un abonat. Am un prieten blogger, care nașul lui este unul dintre cititorii lui, adică poți să așa s-au împrietenit. Ăla îl citea, voi vă vorbim și la o bere și... Ar fi fost fani să fie nașul tău abonatul Xilo X86. Da, rămăsesem fără memorie, nici nu știu cum s-a întrerupt. Nu știu. Vedem după aia, adică nu o să vezi că tu de lipești fără să te uiți. Da, da. Bă, v-am zis o chestie. Îmi cer scuze dacă vă deranjează faptul că vorbesc în timp ce mănânc. Asta e. Mama mi-a zis că nu e politicos. Mi-e da. Plăcut să fac asta și plus că am văzut că în multe filme Brad Pitt mănâncă în timp ce joacă cu Mario. A, e șmecheria lui. Da, 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 tot timpul ești și e super cool, așa că eu mă iau după Brad Pitt. Nu știu ce, mama, nu mă interesează. Da, da. Îmi cer scuze, dar ăsta a fost contextul. E pauza mea de masă și am zis că în pauza de masă să beau o bere, să stau. Și eu mă iau după Liviu Dragnea, care și el mănâncă. Și de declarații de presă. Credem că legea... Da, mănâncă căcat. El și Tăricianu. Da, vorbesc tot timpul cu gura plină. Da, frate. Ah, ce bine că am mâncat. Da, așa. Deci concluzie, nu mă gândesc o secundă să fie nunta făcută pentru bani. Da, dacă îi plăcerea nașului să aducă vânt cântăriți ceva foarte bine, e treaba lui, știi?
poate să fie și o glumă, gen să ducă o manea sau poate îi place lui manele, dar niciunea nu pare că le pare la cum îi văd eu. Da. Sau nu așa, nu știu, dar și le, n-am idee. Da. Păi cum o să fie foarte tare, abia aștept momentul. Cred că sunt bune sfaturile tale, adică chiar cred că vă ajută și pe mine mă ajută câteva dintre ele. Da. O să fie un moment interesant. O să fie la nuntă, nu? Da, normal că vin. Aha, încă o chestie, fă o... Dacă poți să alegi sau așa, nu o face vara, fă o toamnă. Vreți să fie în septembrie. Da. Vara toată lumea transpiră de rupt. Da. Ne-am gândit asta. E o chestie, frate, la... A, mulțumim, foarte bun. Da. Foarte bună ceafa. Decor. Nu, să ne facem cu nota. Nunțile toamna sunt mult mai bune, plus că se întunecă un pic mai repede, intră lumea mai repede în atmosferă, e răcoare afară când ieși, e frumos rău, știi? Nu, și după aia... Nunta, mintea nunta asta la care am fost acum și a fost în septembrie și a fost perfect. Păi da, știu. Întotdeauna, septembrie-octombrie sunt cele mai bune nunți de, luni de nunți, știi? Uite că s-a subexpus. Așa, altă chestie, când îți alegi restaurantul, la modul ideal ar trebui să fie un restaurant circular. Să fie așa, în formă de cerculeț, cum e scumiera asta. În mijloc e ringul de dans, în jur sunt mesele. Și atunci toată lumea se vede cu toată lumea. Există restaurante care au câte un stâlp foarte mare în mijloc sau câte mai mulți stâlpi din ăștia de susținere, da. Știi? Și atunci te izolează cu masa ta, pui o masă în spate și nu mai vezi lumea, trebuie să te duci sau știi? Nu vrei să creezi un spațiu din ăsta închis. Ai foarte multă logică ce zice așa. Îți alegi restaurantul în așa fel încât oriunde așezi mesele, toți să se vadă cu toți. După care e bine să fie o zonă specială cu ringul de dans, care să fie un pic mai departe de ringul de dans, cu muzica, care e un pic mai departe. Fie aproape de ringul de dans și nimic pe lângă, fie să fie oricum cumva mai departe de mese. Muzica, în caz că ai un band, la asta te referi sau ce? Dacă pui o masă lângă boxe, e terminat. Da. Se întâmplă să iau oamenii restaurantul și după aia să vină mai mulți decât credeau sau să ajungă, să pună mese lângă boxe, știi? Aha. Orice, numai nu-i pune pe aia să stea în halul ăla, acolo, adică o să-i... îi necăjești, pur și simplu. Toată lumea o să fie, ce? Da. Ziceam că... Și altă chestie, când se servește masa la nuntă, dă muzica încet. Nu-ți trebuie DJ să mai facă nu știu ce, lasă lumea să și discute. Deci unul ăștia dansează între mese, dar cât timp se servește sarmale sau nu știu ce, poate mai sunt niște rude care nu s-au văzut de 20 de ani. Poate mai sunt niște prieteni din liceu pe care lasă-i dracu să vorbească. Nu trebuie să fie muzica întotdeauna tare toată noaptea până la 6 dimineața când nu e formație, e DJ, când e DJ. Nu, deci pot să fie momente de liniște, nu înseamnă că e nunta ta ratată, să poată lumea să discute la masă, știi? Merge muzică de așa, de lift, știi? Da. Exact. Încet, e ok. După care trebuie să fii pregătit să dansezi tu toată noaptea. Păi, tu nu mă știi pe mine. Nu te știu. Eu acum mă cenzurez pentru că eu, mă, normal, în podcast aș fi dansat în continuu. Nu, tu chiar dansezi? Da, știu, dar nu știu. Dansez, nu am făcut școala de dans, dansez haotic. Da, dansez. E savoros de pe margine să mă vezi cum mă măscăresc. Dar dansez, nu mi-e frică. E de la tupeu de Colentina, știi? Adică nu știu să dansez, dar dansez. Și Georgiana. Da, stăm amândoi nebuni. Băi, e foarte important, sunt nunți la care nu dansează ăștia doi și ți-e rușine, adică eu am fost la multe nunți și te uiți la ei, pana mea. Ei stau la masă și lumea nu se ridică să danseze, eu vreau să fac poze, eu n-am poze, eu trebuie să le dau poze la sfârșit, știi? Și bă, dar dacă nu vă ridicați voi să dansați, credeți că o să se ducă ei și o să danseze în timp ce voi stați posomorâți la masă? Deci tu dai tonul, tu ești conductorul, știi? De la orchestra asta de nuntă. Deci dacă tu ridici bățul și faci, o să se miște orchestra, dar dacă tu stai... E nebun, e totală. Noi și la dansul mie să vrem să facem o cioacă, pentru că mi se pare funny când sunt unii care se duc și iau lecții de dans înainte să dans și au scheme și o ia, bam, o învârte, o bum, știi? Da. Trebuie să facem o dumă, nu? Să vedem dacă ne iese. Oricum nu o să fie un dans clasic de el mie iese aici, să ne distrăm. Deci chiar vreau să fie pe stilul nostru de house, știi? Da.
Să vedem. E, o ultimă chestie. Am uitat-o. Mai trag eu de timp dacă vrei până zi înapoi în minte. Și-o pățesc chestia asta. Nu mai știu, ce dracu. Bă, dar cu copiii, cum e? Ăștia care vin cu copiii. A, nu știu, frate, că nu vin cu copilul. Sau nu dacă vii, îți asumi chestia asta, nu? A, nu că nu e, nu e datoria ta să... Să vii... Să vedem. Avem? A, trebuie să mă duc să scot. Ești sigur? Da, n-avem. Are mai mult cash decât mine. Trebuie să mă până aici, la bancomat, tot bănu, da, mai târziu. A, ziua copiii. Da, păi cu copiii tu nu trebuie să faci ceva pentru copiii ăia. Dacă e botez, ai grijă de copii. Vin copiii tăi, copiii prietenilor tăi, dar dacă e nuntă, băi, e problema lor dacă vin cu copiii. Aha, okay, nu știu, deci nu e datoria ta să... Să ce-și pe să-și ca la nuntă. Păi da, normal. Să-și fie cățelul nostru. O să, o să o pui să aducă inelul sau ca în filme? Da, e de rău, e de... Nu cred că o las în biserică. Dar vezi că o să streseze muzica aia. O să găsim un loc. Da. Să fie și un spațiu unde să lăsăm să... Da, da, da. Am fost la o nuntă de-asta pet friendly, unde au fost și căței și după aia m-a avut o cămăruță undeva departe de nebunie și... Noi oricum vrei să-l facem în oraș, să facem nunta în oraș, în București, pentru că îți pare greu să iei oamenii, să-i duci, să-i plimbi, să-i fuți, să-i... Da. În afară. Nu, încă nu. Da. E, da, trebuie să ai grijă de oameni. Da. Da, frate, 300 de nunți, de-aia nu mai suport. Eu sunt obosit rău, adică dacă m-aș duce acum să mai filmez o nuntă, aș înjura... Am filmat o nuntă anul ăsta, știi? Pentru că m-a rugat un prieten care a făcut poze la nunta lui sora mea. Mm-hmm. Și a zis că, bă, uite, ajută-mă și pe mine cu nunta prietenului meu care așa da, și te ajut eu cu, știi? Băi, deci, deși a trecut un an și ceva de când n-am mai fost la nuntă... Tot, nu mai ai o... Mamă, deci încep să numeri secundele alea cu până se dă totul. Deci este frate, din nou, aoleo, iară e zgomot, iară e 6 dimineața, n-am dormit, mă dor picioarele, știi? Uitam la o chestie, da. Am înțeles că un DJ de nuntă costă vreo 2-3.000 de euro. Nu. Nu e mai puțin? Îți dai eu unul bun. A, nu. Am zis să mai știu în ce context. Și mâineam, frate, să iei 3.000 de euro pe seară, e destul de bine, ca DJ. E foarte bine, dar nu e atât. A, deci nu e. A, un dracu să fie atât. Da, eu știu să nu mai e. Ca și ce vreau să zic, e că chiar dacă pare mulți bani, sunt mulți bani, mi se pare totuși obositor să faci aceeași chestie la fiecare minute, știi? Da, nu știu, mie, dacă nu m-aș fi gândit la toate astea și n-aș fi pus în calcul și maică mea și toate celelalte lucruri, eu mi-aș fi făcut nunta fără muzică, stăm o zi să vorbim la masă. Da. Le povestești tu istoria duelurilor. Poate bombardamentele de la Ploiești. Poate un recital de poezie sau ceva. Istoria jaguarului albastru. Ne jucăm ceva, ne plimbăm. Știți o carte? Facem o oaie de aia la groapă. În stil medieval. Știi? Blană. Am mâncat o dată și ceva. Ai mâncat? Mamă, cum e? Și eu am mâncat o dată. E cu adevărat. Era miel la groapă. Eu am fost la un revelion și prietenul ăsta al meu, Ciprian, avea o carte cu rețetă de oaie medievală, știi? Și a adus o oaie vie. Și a vrut să o moare acolo? A adus-o, am stat 4 zile la cabana aia în vârful muntelui, a adus-o cu camionul, cu chestia aia, știi? Și v-ați adus așa de ea și a zis, da, băi, ne-am jucat cu ea, ne distram cu ea, nu știu ce. Cum te distrezi cu aia și v-ați adus? Și în dimineața aia, în dimineața de 31 decembrie, s-a trezit el și cu superstarul, era un tip, știi? Așa. Și pe urmă au început să umble prin cabană și toate fetele s-au trezit deodată și erau, ce faceți, ce faceți? Știi? Și pe urmă au început să plângă pentru că superstarul avea tamai cuțitul, știi? Și ăsta nu prea avea, adică nu mai tăiase chestii până acum, știi? În afară de salam. Da, da, da. Și pâine. Băi, și și-a făcut, a zis că a fumat niște iarbă. Doamne, s-a dus. Așa, și după ce a tăiat oaia... De ce n-ai vei vlog pe atunci, bă? De ce n-ai vlog eram, pe atunci? Băi, atunci eram tâmpit rău, nu vrei să mă cunoști era atunci. Foarte eram mare creț cu păr lung, așa, cu tricoul meu cu Metallica.
Aia, și după ce a tăiat superstarul capul oaiei și după aia asta... Chiar au murit oaia? Da, da. Și după aia asta plimba cu capul pe la fete până în cameră. Erau... Bă, cum era în Game of Thrones? Era cea mai comică chestie. După care, au tăiat pielea oii. Au jupuit-o, știi? Și pielea aia au dat-o într-un fel, exteriorul pielii, cum ar fi, au dat-o până în omol. Până pământ, ud, până chestii. Au amestecat pământ așa și au dat pe oaie și se lipea ca să transformă într-un soi de vas de lut. Exact. După care au scos mațele din oaie și pe urmă fetele au făcut nu știu ce ingrediente. După ce și-au strâns lacrimile de plâns. Mama, a plâns efectiv. Deci plângeau alea. Da, oricum, au băgat mirodenii înăuntru în oaie. După aia au cusut totul la loc. Au tras blana asta cu lut. Au cusut-o și pe aia cu sfoară. Și au făcut un fel de bilă de ghem de așa, știi? Da, băieții știau. Erau 2 metri. Să facă treaba, că... Da. Erau 2 metri de jar. Au luat un metru, au pus oaia, au pus celălalt metru, au astupat gaura. Știi cât a luat să facem jarul ăla? Deci trecuse, eram deja în anul 2005 sau, știi, eram de mult. Se terminase revelion. Eu eram la 2 noaptea, nu mâncasem nimica. Unii au săpat groapa și trebuie să sape o groapă adâncă, știi? Unii au căutat lemne, alții au făcut un mega foc lângă care nu puteai să stai, te apropiai un pic, aruncai lemnul și fugeai, știi? Era prea fierbinte la... Și era doar din lemne sau și din cărbun? Doar din lemne. Mamă, și-au putut să... Păi asta e rețeta medievală, frate, secolul 14 sau, știi? What? Și a ieșit, a mers? Mamă, cum a ieșit, deci la sfârșit, după aia au scos oaia, știi, spre dimineață. A luat 24 de ore să gătim chestia. Spre dimineață, au scos oaia și după aia cu un ciocănel spărgeai că era lut. Era ca o... Știi? Spărgeai, luai crusta aia ca la ou, cojeai și ieșea un miros din ăla de ardei și buruieni și carne de asta așa de coaptă și de blândă și de... Era moale și... știi cum? Și după aia luai așa și lingeai, pur și simplu, mâncai cu furculița din el. Foarte bun. Bine, eram și fomiști. Adică băusem și nu mâncasem... 24 de ore de foame, da. Că putea să vă dea și pietre. Superstarul să pase o groapă de 2 metri și n-am mâncat nimic toată ziua și am mai știat oaia. Era... Bă, săraca oaie, dar ce de-ași te joci că ești pe să mănânce, că... Te joci că ea cât timp nu e revelionul și după aia asta e. Ca și porcul, nu porcul. Îi dai și nume, îl cheamă ghiță, nu știu ce, și după aia asta e. Da, fin. Bun, aici încheiem podcastul, nu? Facem o încheiere? Ne vedem săptămâna viitoare cu un podcast în liniște, la tine la birou? Bă, ar trebui, da. Ce vreau să vă zic, să-i dați like pe pagina de Facebook. Măriți comunitatea pe pagina. Fiți acolo, domne, că domnul pune întrebări. Dați like pe pagina de Facebook. Și da. Lui Mariciu. Eu de fiecare dată zic chestia asta, că el să zică să-mi dea și mie like. Mă stăiți? Manipulare! Ne vedem!